Da, la nu știu cât timp se închide live automat. Am terminat piesa. Am terminat piesa și îmi place foarte mult. Tot live-ul din seara asta, cred că a ținut peste o oră și ceva de când am început să lucrăm la piesa asta, cred, nu? Nu știu, hai să mă uit. Da, de când am început să lucrăm la piesă, cred că a durat peste o oră jumătate și îl găsiți pe Instagram TV. Și eu o să încerc să termin piesa, să o postez la un moment dat pe YouTube. Trebuie să închidem live-ul, pentru că deja s-a făcut foarte târziu. Așa că o să mai stăm un pic. Sper că v-a plăcut tot procesul ăsta cu făcutul de muzică și compusul. Sper că a fost ceva fun. La 11:30 a început live-ul. Nu cred. Așa? Așa puțin doar o oră? Al doilea live, am înțeles. Nu știu de ce nu rămâne live-ul pe story-uri. Nu poți să vezi live-ul, trebuie să mergi pe Instagram TV ca să-l vezi. Probabil e prea lung. Ceva, nu știu. O să încerc să-l urc și pe Facebook, probabil. Să mai dăm un pic play și după aia mergem la culcare. Gata, am făcut o piesă. Ce bine ar fi dacă ar fi așa ușor de fiecare dată să faci muzică, ar fi ideal, dar genul ăsta de moment în care compui o piesă mai puțin de 2 ore nu se întâmplă tot timpul și mă bucur că s-a întâmplat azi și chiar în live-ul nostru s-a întâmplat, ceea ce e super tare. Mi-ați dat vibe bun și am reușit să scriu o piesă. Hai să vedem. Hai să dăm microfonul ăsta aici. Ar trebui să mai schimb ceva la... Oare ar trebui să mai schimb ceva pe la negativ? Să-l mai întrerup sau să-l las așa? Vă pup, vă pup. Mersi. Hai să auzim un pic negativul fără voci de data asta. Ia să auzim. Deci. Sper că se aude, da? Frumos. Bun. Și hai să vedem cu voci. Pentru cei care au intrat mai târziu, am repetat nu știu câte oară, am început piesa asta acum o oră jumătate sau două. Voiam să mă uit prin proiecte și m-am gândit să fac și un live și în timpul live-ului am zis să
Dau drumul la microfon să cânt și uite că aici o piesă. Hai să-i dăm play, să vedem cum sună. Îmi spui că nu mă cunoști, îmi spui că nu mă iubești, că suntem doar niște foști, ne-am zis că toți suntem. Cum poți să uiți așa în mine, ca noi străini printre mine? Cum poți să lași a fost de-o parte, aici nu-mi place că nu prea se înțelege ce zic, stați un pic. Nu se înțelege ce zic și nu-mi place, stați un pic. Nu durează mult. Și dăm play din nou. Ar trebui să deschid un pic vocea. Are și un efect ciudat pe ea, dar care îmi place. Ia să vedem. Încă o dată. Mai da play o dată. Mai bine. Aș da vocile mai tari, nu știu. Încă o dată. Mai dăm. Dar refrenul mai tare. Bine. Bine, e bine piesa, îmi place. Am dat vocile mai sus un pic pentru că nu știu cât înțelegeți voi ce zic acolo.
Oricum, probabil trebuie să mai trag niște take-uri, pentru că... Și asta nu-i nimic, apropo de repetiții, văd că scrie cineva aici. Costinești mâinile în aer, da. Costinești, Japonia! Bă, să nu credeți că sunt clăpăug. Mi se pare că am urechea asta de la șapcăi. Ce ziceam? Ah, că am dat foarte multe play-uri, pentru că așa se face când faci o piesă, dai play până o termin, dacă o termin ziua respectivă. Dacă o termin peste câțiva ani, o să tot dai play-uri. Așa că în momentul în care tu ai lansat-o deja, o știi pe de rost. Să mai verificăm volumele și am terminat. Am terminat, impropriu spus, am terminat pentru seara asta. Mi-a ieșit o piesă în timp ce am făcut un live, ceea ce e super tare. Hai să vedem. Mă întreabă cineva, Zecton, cred că am zis bine, nu știu, ce efecte folosesc pe voce. Păi, deocamdată pe vocea asta n-am folosit foarte multe lucruri. Am spus și mai devreme, nu știu dacă a intrat mai târziu pe live. Nu am stat să trag backing-uri, voci principale și așa. Am făcut mai mult la vibe. Și n-am folosit foarte multe. Am folosit o compresie și un EQ, un mic Antares și reverb și delay, adică ceva foarte de bază. Adică n-am folosit foarte multe lucruri pentru că nu ăsta era scopul. Scopul era să... De fapt, nu era niciun scop. Am vrut să fac un live în timp ce mă uitam prin proiecte și am ajuns să fac o piesă. Ceea ce e super tare. În mai puțin de 2 ore am făcut o melodie și ce super happy. Ia, doamnă drăguță. Să vedem cu intro asta, să vedem dacă ăsta e intro. Sunt foarte curios dacă ăsta rămâne. Vocea mea. Cineva spune dacă n-ar fi mai ok fără clapul de la început sau snare. Hai să vedem. Așa? Să intre aici. Interesant. Interesantă ideea. Fără znerul de pe început. Ia să pun pe mute. Care a făcut tot ce-a putut.
mai bine, bine. Acum am făcut-o. Ar fi tare, ar fi tare să punem live-urile astea, să le punem și la mine pe YouTube. Să le punem pe YouTube înainte să lansăm piesa. Și în timpul ăsta eu să lucrez la ea, să o termin și să o pun. Să vadă lumea cum a fost procesul, cum am făcut live-ul și cum am făcut piesa asta cu voi aici. Chiar fi super tare. De unde m-am inspirat? Nu știu. Cu voi aici. Ne-am dat vibe. Ia să vedem ce mai spun oameni. Da, hai să spunem că facem volumele alea și gata, mergem la somn. Hai să facem repede, ce ne place. Pe mine nu mă plictisește piesa acum. Mi se pare că are o structură bună. Ia. Să auzim doar beat. Să fac... Oh, Alex Baroc! Intrați la Alex Baroc, el cântă foarte frumos, are niște piese care așteaptă să fie lansate de ceva timp, trebuie să-l susțineți, să-i dați buzuri, să le lanseze mai repede. Ce să fac? Am făcut o piesă pe live. Așa, din... Ne-a ieșit din greșeală, dar a ieșit super tare, mi-e place super mult. Și chiar mă gândesc că dacă o să o pun sau să nu o pun pe YouTube. Razna calculatorul nu mai poate, stați un minut. Cum poți să uiți așa de mine? Ca noi străini printre rumine. Și atât. Aia a fost. Bă, a fost extraordinar. Mi-ați dat super vibe. Am făcut o piesă aici împreună. Și mă gândesc că dacă să o punem sau să nu o punem pe YouTube. În primul rând, dar trebuie să o termin. Uite, cineva spune, Francesca spune că o duce cu gândul la mare, soare și iubire. Plană. Trebuie să o pui pe YouTube, e super tare melodia. Eu să o pun ca ton de apel. Ha, ar fi super tare. Cum ar fi o să pun piesa asta pe YouTube și să prindă? Stai seama, piesă făcută în live. De fapt, asta e frumusețea la muzică, pentru că nu contează efectiv unde o compui, pe bicicletă, nu știu, la mare, la munte, acasă, în apartament. Ideea e să îți transpui sentimentele și să transmiți. Despre asta e muzica. Muzica e simplă, noi o complicăm. Cineva spune să salvezi live-ul. Păi da, asta e partea a treia. Aveți celelalte părți, sunt salvate pe Instagram TV.
așa pe Instagram TV, așa se numește chestia, în care poți să pui mai multe minute. Nu știu de ce nu rămâne salvat la story. Trebuie să intrați la mine pe profil și să dați acolo pe Instagram TV. Vă pup, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, trebuie să mă duc să dorm, pentru că sunt efectiv căpiat, am cercare, nu mai pot, am lucrat super mult azi. Dar mă bucur că am făcut live-ul ăsta pentru că a ieșit o piesă. Dacă nu făceam live-ul ăsta cu voi, probabil piesa asta n-ar fi existat. Așa că asta e cel mai tare lucru. Ultimul play și am plecat la somn. Am dat save. Îmi spui că nu mă cunoști, îmi spui că nu mă mai vrei, că suntem doar niște foști, te-ai zis că tău scumpe, cum poți să uiți așa de mine, ca doar străin printre mine, cum poți să lași a fost eu. Cred că avem următoarea lansare a mine pe YouTube. Așa că Stasgeana, este foarte, foarte posibil și extrem de probabil să o uploadez pe YouTube cât de curând, pentru că îmi place tare mult. Vă pup, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Noapte bună. Și nu uitați, intrați pe Instagramul meu, găsiți acolo la Instagram TV toate părțile și mă bate gândul să pun filmulețele astea și pe YouTube. Să le dau direct cu upload înainte să lansez piesa asta. Așa că nu intrați, intrați la mine pe YouTube. Vă pup! Dați și un subscribe, m-ar ajuta enorm! Vă pup! Noapte bună! Pa!